Numărul conflictelor dintre urși și oameni devine alarmant pe zi ce trece, susține fostul ministru al mediului, Tanțoș Barna, ca argument al proiectului UDMR. 426 de exemplare propunem noi să fie recoltate anual printr-o cotă de prevenție. Această cotă a fost stabilită inclusiv în studiu și specialiștii de la INCDS și de la Universitatea Transilvania demonstrează faptul că această cotă este atât de mică încât nu va avea niciun efect negativ asupra populației de urși buni. În proiectul de lege se arată că intervenția ar urma să se facă prin vânătoare. Vânătoarea este vânătoare. Până acum intervenția s-a făcut prin personalul tehnic de specialitate. De acum încolo vânătoarea se va face de către vânători. La fel cum se face la cerb, la mistreț, la căprioară, la fazan, la orice altă specie. Da? Vorbim de vânătoare reglementată prin lege, vânătoare reglementată prin norme și de etica nescrisă. Cota de peste 420 de exemplare ar urma să fie menținută 2 ani, în 2024 și 2025, conform proiectului de lege. După această perioadă, se arată în document, ministrul mediului ar trebui să vină cu noi cote, în baza altor studii. Tanțoș Barna mai susține că această cotă de 426 de exemplare anual ar fi cu mult sub cotele de prevenție și intervenție din statele membre unde există populație de urs brun. Singurele țări în zona noastră de lume unde există cote anuale de prevenție sunt Croația și Slovenia și ambele au aproximativ câte 1000 de exemplare de urși, adică mult mai mult decât avem noi raportat la suprafața țării. Doar că aceste țări vizează în special exemplarele problematice. În cazul inițiativei UDMR, organizația Gen Green și Coaliția pentru Drepturile Animalelor cer Parlamentului crearea unei comisii de anchetă pentru a analiza activitatea fostului ministru al mediului, Tanțoș Barna. Asociațiile susțin că acesta a blocat aplicarea Planului Național pentru Conservarea Populației de Urs și că actualul proiect ar ascunde dorința pentru deschiderea vânătorii de trofee de urs. Proiectul de lege prezentat de fostul ministru a fost semnat de peste 103 parlamentari. Documentul va fi discutat în Senat, apoi în comisiile de specialitate din Camera Deputaților, după care ar putea ajunge la votul final.